Bine v-am găsit, stimați telespectatorii. Două lucruri vreau să vă spun din viața mea intelectuală din această zi. Unul, v-am spus că vin la Găgeșdeal, printre altele, și pentru a lua un stick pe care sunt înregistrate emisiunile mele la care am participat eu sau la care eu am avut interviuri între 1992 și 1996, spun 1996, deoarece emisiunile cu Mare Stucă nu apar, pentru că sunt emisiuni pe care, nu știu, eu le-am înregistrat sau cineva le-a înregistrat, aveam pe niște casete mari, eu uite de ce, de genul ăsta. Am înțeles că din câte când am lucrat eu la TVR2, făceam emisiunea Omul și Cartea, erau din astea. Și v-am zis, aici este un aparat. Asta e așa că nu poate intre. Unde mă aparat? Nu se vede aparat. A, o să dăm așa. Da. Și se pune caseta asta în aparat și după asta se copie un stick sau pe un laptop. Așa, mă gândesc și am și decis să fac o serie de înregistrări în care să dau un fragment dintr-o intervenție a mea de la o emisiune sau participare la dezbatere. De exemplu, am participat la o dezbatere prin, nu știu, 94-95 împreună cu Dumitru Tinu și Octavian Paler. Și atunci să vorbesc de contextul în care s-a făcut acea emisiune, care era tema, și să îmi amintesc despre cum au fost cei care au fost cu mine atunci. De exemplu, am văzut acum, cred că o emisiune de prin 96, de prin primăvară, se numea, dacă nu mă știu, Jocuri Politice, era moderatoare la Antena 1 An, Jugănaru, foarte bună, și era în dispută, disputau Liviu Maior de la PDSR, tatăl lui George Maior, era ministrul învățământului, și Marco Bello, care era la vremea respectivă președintele UDMR, aveam moderatoarea și eu eram cu un soi de arbitru și am adus cadou un ceas. Foarte, din ăsta care ticăia, pentru că după 10 minute cei doi trebuia să se oprească discuta și eu să comentez. Am dat un exemplu. Deci merită să reproduc 15-20 de minute din aceste emisiuni și apoi să le comentez 10 minute, pentru că sunt trimit la istoria postdecembristă și emisiunile pe care le voi face vor da posibilitatea să facă așa și un fel de istorie video a postdecembristului. În al doilea rând, de câte ori vin la Găgeș și mănânc seara fructele, mă uit la butonez. În rest, nu mă uit la nicio televiziune, că nici n-am cum, pe internet nu mă uit și în rest, acasă când ajung la 10 și 11 și ceva noaptea, nu mă uit la televizor. Și m-am butonat acum și m-am înspăimântat, dacă se poate spune așa, că vechi gazetar. În primul rând sunt o puzdere de televiziune. Este ceva groaznic. Ardeal TV, Apolonia TV, nu știu, 25 TV. Este plin, sunt 100 și ceva de canale. Unele din ele n-au auzit în viața mea. Toate. Unele dau muzică populară, altele dau, cel mai multe dau muzică populară. Unele sunt de știri, unele Agro TV, cu ceva cu agricultura. Foarte multe în aceste televiziuni ne înfățeșează doi tipi stând în fund, ca să nu zic în ce stau, pe fundul lor, și care trâncănesc. La televiziunile de știri, m-am uitat, am constatat o mare problemă pe care o au unele, și anume problema invitațiilor. M-am uitat cu o anumită curiozitate la o emisiune
a unei foarte bune jurnaliste, care este Oana Stancu, și este Exces de putere. Oana Stancu aduce de cele mai multe ori documente, dezvăluiri. Și acum, nu știu, am dus un document care arătau, nu știu, niște relații acolo. Bun. Ar fi fost normal, dar invitații care nu aveau nicio vină erau așa, Mirel Curea, e o jurnalistă, publicistă Andronic și domnul Mircea Deaconu. Unul mai stimabil decât alta, numai că ei nu știau despre ce e vorba. Adică, normal ar fi ca invitații la asemenea, când dai un document, ori te mulțumești și dai documentul, și tu, moderatoare, care l-ai descoperit, este una din puținele emisiuni care face dezvăluiri. Deci dai documentul și sau faci invitați în legătură strictă cu documentul, ca să-l lămurești de ce a fost ăla. Adică sau prezinți, faci tu niște înregistrări cu puncte de vedere. Aici, și nu e prima dată când văd, nu numai în cazul lui Exces de putere, se dă documentul care este foarte tare și el apoi este diluat de comentariile. Repet, nici Mirel Curea, nici Deaconul, nici domnișoara Andronic nu știu despre ce e vorba, nu e vina lor. Adică erau chemați și făceau comentarii generale despre politică. Eu nu cred că ăsta, vă spun ca gazetar, e menirea unei emisiuni care dă un document, care face o dezvăluire, da? Pentru că comentatorii, cei aduși, oameni foarte buni, dar care n-au treabă cu respectivul domeniu. Adică ei fac comentarii generale. În România se fură, în România și bun, am înțeles. Deci asta este. Și atunci tot acest document n-a mai, adică a fost diminuat ca impact de comentariile care, repet, puteau fi în altă parte interesante, dar în caz de față, dacă ai dat o dezvăluire, ai publicat un document, trebuie să adâncești în acea emisiune documentul, nu să-l comentezi ce înseamnă el din punct de vedere politic. Toți comentatorii, orice comentator chemat la televiziune, ce să spună, în România se fură, cei de la putere alcătuiesc o gașcă, o știu, cu excepția războiului din Ucraina, unde acolo toți spun ce mare Zelenski și ce ticăloși sunt rușii și ce buni suntem noi că le dăm culoare de cereale. Am înțeles. Deci, încă o dată, toată stima, dar eu cred că avem nevoie de emisiuni, de dezvăluiri, de documente, dar emisiunea trebuie concentrată numai pe acel document, nu pe semnificațiile lui, și repet, oamenii vin și se spune Mircea de acolo. Cred că nici el, nici Mirel Curea, nici domnișoara Andronic nu știau despre, adică se luaseră cunoștință atunci cu documentul, nici n-aveau ce să comenteze. Pe mine, dacă mă chema, nu mă pricepeam la documentul respectiv, la afacerea respectivă. Aici trebuie aduși, dacă nu sunt înregistrări, niște specialiști sau oameni care să adâncească despre care e vorba în document, care sunt afectați de afacerea de acolo. Am mai reușit, n-am mai găsit pe la mine, că la mine, nu știu, Digi sau nu știu, Act Digi, da? Am căutat de-am înnebunit România TV, am ajuns pe la 100. Digi, nu, la Digi n-am văzut, că nu, aici nu erau puse unul lângă altul. B1. B1 erau așa, discutau ceva despre Ucraina, despre povestea cu cereale. Măi, oameni buni, era invitat iar Șalaru. Eu m-am mai spus încă o dată. Acel tip este un impostor. A fost ministru apărării, nu știu când, în Moldova. Acum e pensionar, ce treabă avea el cu cerealele ucrainene? Trebuiau chemați acolo. Era și colonelul Petrescu, el a pus ceva niște lucruri interesante. Cum, domnule, când dezbați problema acordului, aduci oameni specialiști în comerțul mondial de cereale, oameni specialiști în cum se transportă cerealele, oameni specialiști în acorduri. Călășanaru este invitat la toate televiziunile la șgheap. Când e nevoie de unul care să bată câmpii, așa cum cer americani, vorbește, dar el nu avea nicio treabă.
nu era nici măcar ministrul agriculturii din Moldova. Și era acest gen care mă nebunesc pe mine, nu și pe noastră, invitați care se sună așa, moderatorul sună și spune, sau producătoare. Alo, domnul Cristoiu, da, vreau să vă invităm la emisiune. La mine când zice așa, întreb, care-i tema? Da, bine, și care-i tema? Nu s-au întâmplat la mulți politicieni, nu știu, vedem noi acolo. Și atunci el bate câmpii, că el habar n-are de unde să știe despre cereale, de unde încă o dată. Vreau să văd o emisiune, una, și mă scot pălăria, în care se discută, nu știu, despre autostrăzi, da? Sau nu, de ce nu avem trenuri de mare viteză? La noi, dacă se discută despre de ce nu avem trenuri de mare viteză, este invitat un politician de la PSD, unul de la PNL și, nu știu, unul de la AUR. Și se ceartă. Atunci moderatorul trebuie să invite, nu știu, un specialist în trenuri de mare viteză. Eu nu mă pricep. Mecanici. Nu știu, oameni care au făcut, nu știu, istorici ai căilor ferate. Și atunci, telespectatorul, la sfârșitul emisiunii, bă, m-am lămurit și eu. Păi ce era o nebunie, cu ce spunea lui Anton Șalaru, cariera, repet, a fost ministru al apărării, nu știu, un jumătate de an, nu știu ce guvern, acum 4-5 ani, și ce treabă avea el cu cerealele. Era clar că era invitat fi cu liste. În afară de asta sunt unii invitați care sunt pe liste, de la băieți. Și zice, bă, neapărat să vină la acolo, că avem nevoie să-l promovăm. Da. Bun, comentariu. Stimate telespectatori, situațiunea din ultimele zile este dominată de un război neașteptat, surprinzător și absolut iresponsabil între liderii PSD și liderii PNL. Dar un război chiar în care, din partea peneliștilor, s-a ajuns la violențe verbale. Doamna Alina Gorghiu, care, repet, nu vreau să ne nici măcar să o ating, că dacă o ating, nu e bine, nu. Așa, nu e bine, da? Cum polemiza ea pe Facebook cu, mă rog, aș poate permite, că e și domnul Ciolacu, postura ieșită din comuna doamnei Alina Gorghiu, că este intangibilă. Adică, cred că și Fecioara Maria puteai să pui mâna pe ea, că totuși, om, până la sfânt, doamna Alina, nu e bine și vă sfătuiesc să nu puneți mâna nici măcar să în tramvai, dacă o vedeți, o bătesc pe umăr, că nu-i bine. Bun. Și ea, ca și ea, o serie de lideri PNL au început să atace PSD și pe Marcel Ciolacu, pe premier. A intervenit domnul Ciucă, în mod corect, și a spus, băi, în această perioadă, băi, PNL, stați-mă liniștiți că avem o problemă. Reducerea deficitului bugetar. Domnul Cealacu a răspuns și el pe Facebook și anume că nu are nevoie de păruială politică. Stimați telespectatori, am mai spus. Momentul este, indiferent că este lider PSD sau PNL, a declanșa acum o polemică este un lucru de irresponsabilitate criminală. De ce? România trebuie neapărat să-și reducă deficitul bugetar. Este o chestiune vitală. Pe lângă, sau, sigur că e nevoie că cheltuie prea mult, nu colectează nimic, dar în același timp este o cerință a Uniunii Europene, pentru că altfel avem un deficit bugetar excesiv și îl depășim și nu ne mai dau bani. Dar, dincolo de acestea, este neapărat nevoie. Noi avem, la ora actuală, o coaliție de guvernare PSD-PNL, care, chiar plecând UDMR, această coaliție are o majoritate confortabilă. Are un președinte care, deocamdată, îl sprijină, măcar sprijină în sensul că nu intervine. Și, în consecință, este momentul, deci această coaliție din noiembrie 2021 n-a făcut nimic. Deci, când s-a format
E o coaliție unică în post decembrie, mi-a zis, bă, e un moment, acum există o majoritate, sunt un moment benefic pentru România, că această coaliție poate să facă niște lucruri greu de făcut în alte împrejurări, de un guvern minoritar sau de un guvern de coaliție complicat. Ei, acum, sub presiunea acestor Uniunii Europene, această coaliție poate să taie, să reducă cheltuielile bugetare excesive, nesăbuite și, repet, să umble la taxe și impozite. Este o cerință vitală. Sigur, coaliția s-a înțeles PSD și PNL în legătură cu reducerea cheltuielilor bugetare, nu s-a înțeles în legătură cu taxe și impozite. A face acum polemică, repet, este o irresponsabilitate criminală. Pentru că știi, dacă vă uitați, reducerea, sau până acum s-au publicat tot felul de puncte de vedere, idei ale lui Marcel Ciolacu, nu e nimic sigur, mă. Și a declanșat un război uriaș. Procurorii spun să nu li se taie locuri vacante. Directorii de teatru din provincie, adică, stimați telespectatori, eu știu, aceste măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, sigur că afectează niște oameni care au primit până acum. Este, cum să zic, a fost o aberație că le-ai dat dreptul, că cel mai greu este să le iei oamenilor. Dar nu trebuie odată, dar nu avem ce face. Și suntem o navă care se scufundă. Cum să zic, nu știu. Trebuie să aruncăm pe unii în mare, ca să nu mai moară restul. Nu știu, am dat un exemplu. În aceste condiții, după asta, trebuie, sigur că deocamdată nu există, toate ce să dau drafturi de ordonanță privind taxele și impozitele sunt și TVA-ul sunt falsuri, mă rog, fonfleuri lansate pe piață și uneori și teste. Nu se fă. Dar m-am uitat, stimați respectivă, și aici trebuie, nu știu, închis ochii și tăiat. Nu se poate. Iertați-mă, am aflat că IT-știi, cei care au, deci, și cei care au peste 100 de milioane de lei pe lună, 100 de milioane pe lună sunt scutiți de impozite. Și mă trebuie să domnule, normal, ce-i mă, în IT? Sunt un absolvent de facultate, da? E astronaut, e, nu știu, pilot de încercare, e Shakespeare. Și programator, bun, dar terminat o facultate. Poate e bun în domeniul respectiv. Bun, dar asta nu înseamnă că el trebuie să câștige aproape 3.000 de euro, am înțeles, și să ia 3.000 de euro în mână. Să mă înțeles, eu nu iau. Și am atâtea emisiuni. Stai să ne lămurim. Nu e creator. Nu poți să spui că e un om care sau e un programator de era genial. N-am înțeles de ce unele domenii au TVA 19% și alte domenii au 5 sau 9. Undeva trebuie rezolvat. Iar asta cu IT-ști este chiar mă scoate de mine. Spuneți-mi și mie, arată-și mie un IT-ist de ce trebuie să aibă 3.000 de euro și face gălăgie acum că nu vrea să plătească impozit. Bă, 3.000 de euro, mă, suntem oameni normali, ce face mă ăla? Adică, ce face pentru România? Adică, bă, repet, zboară în cosmos, este, nu știu, cel mai mare medic din România, chirurg, nu, e programator. Și să-mi arate și mie un program făcut de o chestie făcută din IT care a adus României, nu știu, milioane de euro. Ai, bun, la fel de bine, de ce să nu dăm unui mecanic de, nu știu, inginer constructor. Și el nu muncește, nu e bun. Și el s-a fost, am înțeles, pe vremea lui Năstase, care Năstase zicea că în felul acesta dezvoltăm softiștii. Păi, stimați telespectatori, care softiști? Cele IT-ist la o firmă și nici măcar, adică, și sau la stat. Și ce face el ca să merite 3.000 de euro să facă și să n-aibă nici impozit la 3, peste 3.000 de euro. De ce? Sunt niște nebunii din ăsta. Nu se poate așa ceva.
Face domnul Rareș Bogdan mare gălăgie, deci se propune ca cei care au proprietăți imobiliare de peste 500 de mii de euro să plătească impozit. Și domnul Rareș Bogdan face gălăgie, băi, sunteți oameni normali? Vilă de 500 de mii de euro? Și eu un apartament de 500 de mii de euro, un apartament. Marea majoritate, chiar și a micilor burghezi, ca mine, un apartament. Ce am vrut să spun cu asta? Eu n-am spus, eu am zis că e un moment în care orice zi de amânare este boală lungă, moartea omului, bolnavul. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie odată decis. Domnule, m-am plictisit, intrăm într-o altă săptămână, nu știu de cât se discută ce vom face. Nu știu, cineva, cei doi, Ciucă și Cuciolacu, să-și asume, să tacă din gură și unii și alții, deocamdată, cineva trebuie să facă. Nu au curaj să facă, să plece. Nu știu, să fie alegeri anticipate. Nu se poate o lungim, cum să zic, și Ciolacu și Ciucă o lungesc de... Și până și... Pentru că oricum, stimați telespectatori, voi oameni, voi politicieni, orice veți face, veți face scandal, da? Nu, nimeni nu vrea să îi se taie din salariu, nimeni nu vrea șef de birou, nimeni nu vrea să nu mai fie șef de birou, că na, au și un confort, îi înțeleg. Mie sunt de vină că li s-au dat atâția bani, da? Și am trebuit să li se ia, da? Deci eu cred că este criminală această încercare de polemică acum în interiorul coaliției, poate să polemizeze. Sau, dacă vor să se bată, bă, să se rupă. Să se rupă, rămâne unul din ele la guvernare, PNL sau PSD și face el. Dar așa, cum să zic, iar păi ăia de la PNL nu înțeleg ce vor. Cum să zic, vor să dea jos pe Ciucă prin asta? Nu decât, dar repet, și liderii PSD și liderii PNL e nevoie acum de cum să, măcar o minimă, un armistițiu. Pentru că trebuie un efort uriaș, va fi foarte greu, foarte greu să iei aceste măsuri, repet, și cele fiscale, și cele de reducere, pentru că afectezi niște oameni, normal. Asta cred că ar trebui la ora actuală, da? Poate că ar trebui să intervină și Claus Iohannis să le zică ceva. Băi, stați! După ce se aplică aceste măsuri, nu știu, peste o lună discutăm, vă polemizați, vă certați sau vă rupeți. Dar să rămâneți la guvernare, să profitați de asta și să vă certați și pe ce teme, da? Bun. Așa. Am aici toate, parchetul zice că nu se poate. Așa. Vreau să salut o decizie a Guvernului României care a autorizat compania chineză Lenovo să participe la rețeaua 5G din România printr-o decizie luată în 19 iulie și publicată în Monitorul Oficial numărul 664. Decizia a fost semnată de Marcel Ciolacu și se bazează pe un aviz conform la Consiliul Supreme de Apărare a Țării. Să vă spun de ce. Printr-o lege, dacă nu mă înșel, pentru ca să nu se dea domeniile astea sensibile, s-a decis că Consiliul Suprem de Apărare a Țării decide, dă un aviz în legătură cu infrastructuri informatice de comunicație. Am văzut o presă tefelistă care e deja penibilă, care zice, da, acum a dat companii chineze. Bă, Lenovo sunt cele mai mari companii de hardware din lume, da? Laptopul ăsta la care vorbesc eu acum, care este laptop cu două ecrane, cu două, este invenția Lenovo. Cu două ecrane. Plus am camera și am textul, da? Dacă vreau, extind cele două și filmul se desfășoară pe două din astea, da? Dacă apăs aici, am tastatură, da? Sau am text de scris. Ce mă, și peste bijuterie, da? Bun. Și cui se dă?
Huawei nu, cu tare, cu tare. Adică, bun, e chineze și la un moment dat noi nu avem nevoie de dezvoltare, că ei au domeniul ăsta. Nu, domnule, sunt chinezi și nu. Și, bun, am înțeles, de unde să luăm? De la Belgia, dacă n-are. Bun. Așa că salut acest reper, nu este numai de capul lui Marcel Ciolacu, ci este și decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, da. Stimați telespectatori, vă anunț că... Ce mai fac cu ucrainenii? Oh. Ucrainenii au scos Playboy-ul ucrainean. Cum adică, cum adică? Playboy e Playboy. Și acel Playboy ucrainean, o să vedeți dumneavoastră, este prima ediție a revistei tipărite în Ucraina, așa, și este soția unui politician ucrainean care și-a pierdut un ochi după ce a fost prinsă într-un atac armat al forțelor poliției la Kiev și apare pe coperta revistei Playboy. Băi, oameni buni, ia uitați-vă. Vreți să ne facem cruce împreună? Băi, încă o dată, imaginea noastră pe care dăm bani și facem totul pentru marele popor eroic ucrainean, da? Păi și poloneză, că au început să certe, este că acolo e război. Marele război pentru apărarea patriei. Marele război al poporului ucrainean. Fiecare palmă de pământ este recucerită. Cum să faci, mă, Playboy și pe tema unei rănite, uitați-vă și asta, în război. Voi imaginați în perioada războiului sfânt de la Stalingrad, apărând în România o revistă de dame, cum să spun, cu, nu știu, cu o damă care cu aproape Playboy. Mareșalul Antonescu interzisese în timpul războiului, m-a spus, inclusiv mers un bărbat vara în cămașă, comunică scurtă. Bă, prea vă deșanțați pe aici și în timpul ăsta oamenii mor. Cine dracu mă moare luptă pe front în Ucraina dacă ei fac Playboy, dacă Dinamo Kiev are meciuri? Ați auzit vreo combină că zice iau cereale, da? Deci cum dracu au făcut cerealele ucrainene când e război? Adică nici o dronă n-a atacat combinele. Deci ceva este bizar, repet, este în neregulă. Cum adică se face Playboy-ul dedicat războiului, e o bătaie de joc, dacă o fi murit la adresa celor care mor, nu moare niciunul. Totuși, și război, încă o dată, în timpul celui de-al doilea război mondial, în Anglia era stare de război, cartelare, cutare, e chestie de custă Playboy, în timpul ăsta, în timp ce băia mor pe front. Nu știu, că faci reviste de front, Sentinela, nu știu, Signal, am văzut eu la americani, da? Bine, mulțumesc, la revedere!